Ziua, sunt Căinar, a să vă arăt vișin altoit pe vișin sălbatic. Pun și mâna ca să avem un termen de comparație. Este Ilva. El este cel care a furnizat pe grup în această primăvară ramurile altoi din soiul Ilva. Cam așa arată la ora asta după ce l-am zăpăcit cu tăierile în primăvară. În primăvară, în februarie și început de martie. Cam asta poate, este anul 2 de la altoire și a furnizat ramuri pentru colegii de pe grup. Da. Deci el este responsabil pentru altoii de anul ăsta. Nu-i înflorit la maxim, se vede că încă mai are flori nedeschise. Și acesta este copil sau fiu acestora doi inculpați. Unul, nici ei nu sunt la înflorire maximă, o să vă arăt imediat de ce spun asta. Sunt cam, să zicem, cam la 70%, 60-70% înflorire. De ce zic că nu-i înflorit la maxim? Pentru că dacă coborâm o, deranjăm albinile acum, o să vedem că are o grămadă de muguri care nu sunt deschiși încă. Aici la fel, se observă muguri care nu sunt deschiși. Tăiați încep, imediat după cules. Cam așa. Din toamnă și la pepinierele roman. Mulțumesc.